este lucru pe care Dumnezeu a vrut să-l construiască în copiii săi cred că ar trebui să ne uităm și să ne oprim asupra felului în care administrăm ceea ce Dumnezeu ne dă am înțeles că nu e nimic al meu că totul trebuie să-l administrez după voia Domnului că întotdeauna Dumnezeu mi-a dat și vine ziua când îmi va cere socoteală, așa cum îmi cere pentru fiecare cuvânt, îmi va cere socoteală pentru fiecare bănuț pe care mi l-a dat. Și mă va întreba, ce ai făcut, Alin? Știu, nu vă este confortabil, e mai liniște să știi, dar fac ce vreau, că să ai ei mei. Pe mulți frați am întâlnit, pe alții, de exemplu, au făcut un pas și apoi s-au oprit. Frate, eu plătesc zecioală și restul fac ce vreau cu ei. Și din nou spun, iar nu-i bine. Noi trebuie să facem cu ei ceea ce Dumnezeu ne poruncește să facem. Să stăm la dispoziția Lui cu tot ceea ce avem. Nu așa spunem. Mai puțin cu banii și cu proprietățile, nu? Doamne, ajută-ne să ne pocăim. Să stăm la dispoziția Ta și să nu încercăm să credem că te putem înșela. Prin faptul că ne merge bine, prin faptul că prosperăm, prin faptul că adunăm averi și bogății și zicem, iată, Domnul mi le-a dat. Nu uitați, în pilda pe care Domnul Iisus o spune cu bogatul, zice că ce-a făcut țarina? I-a rodit mai mult. Era în plin progres material. Zice, trebuie să dărâm ambarul care l-am, să construiesc unul mai mare. Și Domnul ce i-a zis? Stop! Dar nu înseamnă asta prosperitate asta? Nu înseamnă binecuvântare? Nu întotdeauna. Mă întorc la cuvintele înțeleptului și spun Doamne, nu-mi da mult să uit de Tine și nu-mi da puțin să Te blastem. Ci dăm atât cât îmi trebuie. Și Domnul mi-a spus cât îmi trebuie. Știți cât? Pâinea, cea de toate zilele. Dă-mi-o astăzi, Doamne. Doamne, dacă pentru astăzi am ce mânca, îți mulțumesc și vreau să dezvolt o atitudine de om mulțumitor. Și atât ce soluție le aduce Dumnezeu poporului Israel. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuiele ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul Oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu vă voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Aici doar o precizare. Știu că există o problemă. Cum să aduci bani la casa Domnului când păstorii nu administrează bine? Când cei ce spus în fruntea poporului nu cheltuiesc bine banii Domnului. Când păstorii nu fac bine cu banii pe care nu, lasă că eu știu mai bine. Nu știu cum îi vedeți pe slujitorii bisericii. Dar dați voi să vă spun că preoții din vremea aceea, tocmai am vorbit despre ei, erau niște nelegiți de oameni. Și cu toate aceasta, Dumnezeu le-a zis, aduceți zeciuelele și partea mea la casa Domnului. Știu că e greu, dar de-aia suntem chemați să slujim și să trăim după poruncile Lui Dumnezeu. Domnul ne cheamă să fim credincioși și să facem lucrările Domnului după cum spun ei. Dacă nu facem după cum spune El, închinarea noastră este una care poate plăcea oamenilor. Închinarea noastră este una care, știți, uneori m-am regăsit și pe mine, Dumnezeu m-a trimis să fac cu bani anumite lucruri și m-am găsit că e mai simplu să-i dai. Dar nu, Dumnezeu uneori te pune să-i cheltui tu, să te ostenești tu, să faci tu ceva cu ei. Și atunci e mai simplu să zici, nu, Doamne, i-am dat. Nu i-am oprit. O, Doamne, luminează-ne pe fiecare să învățăm să fim buni administratori banilor. E un domeniu important al vieții noastre, dar de puține ori sau prea puțin îl implicăm pe Dumnezeu în deciziile pe care le luăm asupra banilor pe care El ni-i dă. Avem nevoie de lumină și de călăuzire ca proprietățile și averile pe care Dumnezeu ni le dă să nu ne cucerească inima și să nu ne trezim că suntem oameni a căror inimă este plină de dragostea de avere. Domnul să ne ajute să administrăm și să folosim tot ceea ce El ne dă după planul și după voia Sa. Aici adaug doar un lucru. Dacă îl vedeți pe vreun frate că este bogat, nu poftiți la bogăția lui, ci așa cum ne învață Scriptura, pentru că este mai greu să-l administreze, ziceți o rugăciune mai bine înainte lui Dumnezeu. Doamne, dă-i putere să rămână credincios. Și să administreze tot ceea ce tu e încredințat după bunul tău plac. Nu înseamnă că trebuie să fim săraci, înțelegeți-mă bine. Nu înseamnă de acum că trebuie să fim cei mai uh, săraci de pe pământ, că altfel nu putem intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Ci trebuie doar să facem ceea ce Dumnezeu ne învață. Și Scriptura ne spune că administrarea banilor este un lucru greu. Nu degeaba apostolul Pavel dă o învățătură specială lui Timotei și spune acolo o precizare foarte clară. Spunele le bogaților viacului acestuia ce să facă? Să nu se încreadă în bogății. Să se încreadă în Dumnezeu. E ispititor. Când nu ai nimic, când nu, când nu am la ce să apelez și am o problemă, e ușor să mă plec pe genunchi și să stric către Domnul. că nu am la cine. Nu îi spitiți și nu îi invidiați, ci rugați-vă ca inima lor să rămână lipită de Domnul. Ca și ei, ca și noi toți, să ne bizim pe Domnul. Nu să zice, păi dacă are bani, lasă-l așa să aibă. Ca și cum îl, pe, îl blestem care bani. Sunt o povară pe care nu o putem duce decât ca toate celelalte poveri cu ajutorul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți cei care au bani și bogății, să le administreze cu înțelepciune spre slava și gloria lui Dumnezeu. Versetul 14 poate că e o concluzie la tot ceea ce am spus. Domnul le spune poporului Israel. A zis, versetul 14 din capitolul 3. Degeaba slujim lui Dumnezeu și ce-am câștigat dacă am păzit poruncele Lui și-au umblat triști înaintea Domnului Oștirilor. Uneori ajungem și noi la concluzia că ne-am jerfit, ne-am sacrificat și e degeaba. Suntem cumpriți și noi de viziunea aceasta pământească, firească și zicem nu are niciun rost tot ce am făcut. Am slujit, Doamne, te-am iubit. Știți cum, uh, cum a zis și Ilie, cum a zis și Asav, cum a zis și Petru, nu, noi am lăsat totul și te-am urmat. Fiecare dintre noi avem un moment când ne uităm la tot ceea ce am făcut și zicem, e degeaba. Nu se merită. Uităm de fapt că Dumnezeu ne-a chemat să-l urmăm, exact așa după cum spuneam, să-l slujim după regulile și poruncile Lui. Nu după regulile noastre, nu după uh, felul nostru. Și ne-a promis că dacă vom fi credincioși până la capăt, atunci El ne va da cu luna vieții veșnice. Atunci vom dobândi de la El tot ce El ne-a făgăduit. Și Scriptura ne spune și de aceasta, că El se întoarce. Nu înșeală. Nu e o minciună. E o realitate pentru că Dumnezeu a spus-o și Dumnezeu este da și amin. De aceea primul păcat când începem să spunem, Doamne, Tu ne-ai iubit, Tu ai spus, dar nu-i chiar așa, este atacul pe care diavolul vine tocmai în vederea aceasta. Să ne fure credința. Iată ce răspuns le dă Domnul. Știți care este răsplata dacă mă slujiți? Știți care este? Și uitați la versetul 17. Ei, vor fi ai mei, zice domnul oștirilor. Apoi dezvoltă, dar vreau doar să rămânem la gândul acesta. Să-l slujești pe Domnul, să-i fii credincios. Este o răsplată că ești ai lui. Dumnezeu, în suveranitatea lui, te poate folosi să-și facă lucrarea. Dumnezeu se poate folosi de mine să transmit Cuvântul. Nu ne arată că unii, în vremea și în ziua judecății, se vor ridica și vor zice, Doamne, n-am făcut noi, nu am. Dar zice că atunci le va zice, plecat lucrătorii fără de lege, niciodată nu v-am cunoscut. Făgăduința și promisiunea lui Dumnezeu e că dacă am slujit cu credincioșie, ascultând poruncile lui, dacă am plătit prețul jertfirii de sine și a lor îl cruci în fiecare zi, după cum Dumnezeu vrea, nu după cum găsim noi cu cale, nu după cum suntem noi dispuși, ci după cum El vrea, noi suntem ai Lui. Și dincolo de capitolul 4, pe care vă invit să-l citiți acasă, ca să nu vă rețin peste, v-am să citesc doar versetul 2. Anunță ziua judecății și zice așa, dar pentru voi, care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii și tămăduirea va fi sub aripile lui. Pentru noi, cei care vom fi credincioși, vom vedea soarele neprihănirii care se va arăta. Poate că tot ce ați auzit acum, fiecare le-ați așezat într-un fel sau altul în mintea dumneavoastră și veți mai aborda subiectele acestea sau nu. Înainte de a încheia, vă rog doar să vă îndrept privirea spre ultimul verset din cartea prorocului Maleachi. Un verset cheie pentru tot ceea ce am vorbit în seara aceasta. Pocăința începe într-un loc pe care de cele mai multe ori îl lăsăm la urmă. E important să ne vadă păstorii că suntem credincioși, e important să ne vadă frații, surorile, să vadă vecinii cât de pocăiți și sfinți suntem. Și uităm că, de fapt, că pocăința începe în familie. Locul unde Dumnezeu ne cheamă să ne sfințim și să începem să fim puternici, împlinim poruncile Lui, ne făcând niciun rabat, este casa noastră. Atunci când vorbește despre lucrarea pe care Dumnezeu o va face prin prorocul Ilie care va anunța venirea lui Mesia, zice în felul următor. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Pentru că în mijlocul familiei de fapt ceea ce noi suntem de fapt. Acolo ne relaxăm și lăsăm să se vadă cine suntem acolo am lăsat de o parte și nu putem să păstrăm aparențele tot timpul și lăsăm să se vadă cine suntem noi. Și uneori, în casele noastre, în familiile noastre, uităm să fim oamenii neprihănirii care păzesc poruncele lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvinteze casele noastre și să ne ajute să ne pocăim, îndreptând și făcând ca în casele noastre să fie un loc al prezenței Domnului. Un loc în care El domnește, un loc în care El guvernează, un loc în care El poruncește și noi ascultăm. Și atunci când se va întâmpla așa, binecuvântarea Lui Dumnezeu va veni peste casa noastră. Domnul să ne ajute pe fiecare la lucrul acesta.